Bun venit, dragii mei! Moș Nicolae a trecut și pe la noi, ne-a adus multe cadouri, iar acum a sosit timpul să împodobim și noi bradul în bucătăria noastră. Spiridușele mele, Gloria și Alexia, se vor ocupa de împodobit, în timp ce eu voi pregăti un desert cum altfel decât în ton cu atmosfera de sărbătoare, și anume un chec delicios. Să nu mai lungim vorba, să trecem la prezentarea ingredientelor și modului de preparare. Avem nevoie de 6 gălbenușuri, 6 albușuri, 6 linguri de zahăr, 6 linguri de ulei, o lingură de cacao, 6 linguri de făină, niște coaje de portocale confiată și extract de vanilie. Să trecem la pregătirea checului. În vasul mixerului vom adăuga albușurile și un praf de sare. Restul de sare îl vom adăuga peste gălbenușuri și vom mixa spuma albușul. Vom porni robotul și vom adăuga treptat zahărul. Gălbenușurile le vom amesteca ușor, vom adăuga extractul de vanilie. Omogeniza bine. Și vom adăuga gălbenușurile peste albușul bătut spumă anterior. Albușul este bătut spumă, după cum vedeți. Vom porni la viteză mică și vom adăuga gălbenușul. Omogenizat bine, după care adăugăm făina. Amestecăm bine aluatul, vom adăuga făina. Ultima tranșă de făină.
e foarte simplu, ușor de făcut și rapid. Nu necesită multe ingrediente, după cum bine ați văzut. Am adăugat aluatului nostru și coaja de portocală. Puteți pune și alte fructe confiate sau nucă sau ce vă place. Eu am ales coaja de portocală că este cel mai indicată pentru acest sezon. Aceasta este forma în care vom coace checul nostru. Este o formă de silicon, asemenea unei coronițe de brazi. O vom unge bine. Așa cât să nu se lipească checul nostru. Vom turna o parte de aluat. Vom repartiza ușor pe margine cât putem. La restul de aluat adăugăm cacaua. Îl puteți lăsa chiar și simplu, nu este nicio problemă. Cacao eu aici în bol, dar nu trebuie neapărat adăugată toată. Și vom marmora ușor cu spatula. În așa fel, atunci când vom tăia, să avem o imagine plăcută. Nivelăm bine aluatul. Și vom da checul la cuptor pentru aproximativ 40 de minute la cuptorul preîncălzit la 100 de grade, până trece testul scobitorii. Spiridușele mele au terminat de împodobit bradul. Acum îl putem aștepta fără doar și poate pe Moș Crăciun. Am terminat și checul nostru delicios. O să-l pudrăm cu zahăr. Ca și cum ar ninge peste el. O să tăiem și o felie ca să vedeți și voi cum arată. Oricum eu vă asigur că este foarte delicios. Așa arată checul nostru pregătit special pentru Moș Crăciun, dar și pentru cei dragi nouă.
Dacă vă plac rețetele noastre, vă puteți abona canalului nostru de YouTube și puteți da un like paginii de Facebook Flori Kitchen. Până data viitoare vă doresc o degustare plăcută, gătiți cu pasiune, fiți veseli, că sărbătorile sunt aproape. Pe curând!